Într-o conferință de presă, reprezentanții Centrului Județean Mehidinți, APIA, au anunțat că de luni agricultorii se pot prezenta să depună cererile pentru plata pe suprafață. Tot de luni, în comuna Jiana, s-a mai deschis un centru local al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură, iar fermierii care dețin mai puțin de 50 de hectare pot merge la centrele locale pentru verificarea și depunerea documentelor. De luni începe demararea primirii de cereri. Aceasta se efectuează în perioada 3 martie 15 mai, din 16 mai până 9 iunie, cu penalizări 1% pe zi. Fermierii pot depune cererile de plată pe suprafață și online, dar trebuie să respecte anumite reguli în cazul în care aleg această variantă. Această cerere de declarație pe suprafață se poate face numai la centru local, unde fermierul este arondat și îl va primi acasă invitația cu data și ora unde trebuie să prezinte, în fața salariatului APIA, pentru că alături de această cerere de suprafață se mai găsesc și alte angajamente care trebuie semnate. Ca să poată depune cererile pentru plata pe suprafață, agricultorii trebuie să se prezinte la centrele APIA cu o serie de documente. În tot județul sunt 7 astfel de centre, iar agricultorii au fost programați pentru depunerea cererilor. Fermierii trebuie să prezinte la centrele locale, precum și la centrul județean al APIA Mehedinți, documente doveditoare ale dreptului de utilizare, în conformitate cu legislația în vigoare, care trebuie să fie încheiate înainte de depunerea cererii. Să ateste dreptul de utilizare a terenului la data depunerii cererii, precum să fie valabilă până în data de 1.12.2014. De asemenea, trebuie aduse o copie a actului de identitate, precum și contul bancar al fermierului. În total, în județul Mehidinți există peste 30.000 de fermieri așteptați pentru depunerea cererilor de plată pe suprafață.